Acum câteva zile, pe cea mai înaltă clădire din capitală, Casa Scânteii, a fost înălțată o antenă a stației de televiziune din București. Montarea acestei antene la o înălțime de 106 metri a pus în fața specialiștilor probleme tehnice deosebit de dificile. Un nou semn al progresului țării noastre domină acum de pe înălțimea acestui palat al culturii, capitala patriei. Semn al bunăstării, televizorul a ajuns și în casa colectivistului Chițu Ion din comuna Vilciurești, raionul Târgoviște. Și odată cu el, ca peste tot, sporesc prietenii și musafiri. Aglomerația este justificată. Ca urmare a creșterii numărului de abonați din mediul rural, postul de televiziune transmite cu regularitate emisiunea Ora Satelor. În programul de azi, Orchestra Ionel Budișteanu. Cărăruie prin safiu, tra-la-la-la-la. Solistă Adriana Codreanu. Cărăruie prin safiu, tra-la-la-la-la. Faceți-mi loc ca să-l fiu, tra-la-la-la-la. Păi cu găina caruja, tra-la-la-la-la. Să-i dau la nenașa, tra-la-la-la-la. Ei cu găina caruja, tra-la-la-la-la. Să-i dau la nenașa, tra-la-la-la-la. Și faceți-mi locul mai larg, să mă coabar după frate. Să mă duc cu găina. Să-i dau la nenașa, iau-ți Lilia, hei! În Taș de Balet ne-am încheiat reportajul la studiourile televiziunii pentru a întoarce vizita pe care ne-au făcut-o nu demult colegii noștri. Suntem în plină emisiune realizată de Tudor Bornicu, Emanuel Valeriu și Vlad Bâtcă. Comedia Divinda piangere in tutta la mia vita. Prieten drag, ne cunoaștem de-o viață. De ani și ani, lângă mine te știi. Mi-ai dat mereu un surâs. Oricât mi-ar fi de simpatică Marina Voica, nu se poate duminică fără fotbal. Sunt arbitru! Aceste zile premergătoare sărbătorii lui August, între atâtea fapte semnificative, o prezență a devenit familiară tuturor. Aceea a reporterilor televiziunii. Imaginile înregistrate de ei pentru a vă fi oferite pe micul ecran au intrat de mult în decorul nostru cotidian. Vă reamintiți însă, acum 17 ani, exact în aceleași zile de august, în cinstea zilei de 23 august au loc primele transmisiuni ale stației experimentale de televiziune. Aici, stația experimentală de televiziune București. Începem primul nostru program. În acest moment, la stația experimentală... Dar experiența de atunci a devenit de mult o realitate. Televiziunea are astăzi un palat și înzestrări pe măsura cerințelor contemporane. Ea reprezintă o prezență activă în toate sferele vieții diurne. Micul ecran n-a împlinit decât 17 ani, dar noi, cei de la Sahia, împreună cu dumneavoastră, desigur, îi urăm la mulți ani și promitem să revenim și la alte aniversări. Imitând exemplul echipei de actualități care se pregătea să intre în emisie,